Discutăm despre celebrul subiect 2, un subiect care pare dificil pentru mulți, dar în cei 5 ani de când ne bucurăm de această nouă structură, deja există, da, o concluzie pe care putem să o tragem când vine vorba de subiectul 2. Dacă ne raportăm la testele de antrenament, au fost câteva zeci, dacă ne raportăm la simulări, la subiectele oficiale, desigur, putem contura trei cerințe cu care ne vom întâlni, cu care ne-am întâlnit la subiectul 2. Pentru fiecare tip de text literar, câte o cerință. Da, există trei texte literare, trei genuri literare, epic, liric și dramatic, și pentru fiecare câte o cerință. Pentru genul liric, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Pentru genul dramatic, rolul notațiilor autorului. Și pentru genul epic, perspectiva narrativă și acum veți fi unii care veți spune, păi da, și caracterizarea personajului, și caracterizarea personajului s-a regăsit în câteva dintre testele de antrenament propuse, dar în niciun subiect oficial, nicio simulare județeană, da, nicio simulare oficială, nici un subiect din 2018 încoace. Stau și le-am cercetat pe toate. Deci caracterizarea personajului nu, dar dacă va fi, nu cred că întâmpinați vreo dificultate, deoarece caracterizarea este de două feluri, directă și indirectă. Directă înfăptuită de către narator și personaje și indirectă dedusă din faptele personajului. Și ce putem spune despre perspectiva narrativă? Este de două feluri, obiectivă și subiectivă. Obiectivă când naratorul relatează la persoana a treia, subiectivă când naratorul relatează la persoana întâi. Apar mărcele subiectivității, verbe la persoana întâi, pronume la persoana întâi. De asemenea, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Desigur, ideea poetică este mesajul central al textului, iar mijloacele, totalitatea de elemente care conturează ideea, care conturează mesajul. Ideea că eu vreau să transmit, da, un mesaj cititorului, da, un mesaj de iubire. Dar folosesc anumite mijloace, folosesc figuri de stil, folosesc imagini, au diverse tehnici, repetiții, pentru a transmite ideea că iubirea te înalță, că iubirea este cheia care poate salva lumea, că doar prin iubire putem evolua într-o treaptă superioară a conștiinței. Și atunci folosesc diverse mijloace care să mă ajute să-mi contureze această idee pe care vreau să o transmit eu în calitate de poet. Am dat un exemplu. Iar, desigur, notațiile autorului sunt specifice doar genului dramatic, fie în italic sunt prezente, fie în paranteză și conturează șocul actoricesc. Sunt utile, desigur, cititorului, în contextul în care nu poate să meargă să vadă reprezentarea scenică, să uită la televizor, să uită pe YouTube la O noapte furtunoasă, de exemplu, da, cu Bendeac, sau citește, deci nu poate să uiți, citește și atunci își imaginează cum joacă Bendeac. Da. De asemenea, sunt utile și regizorilor pentru regizorul lui, pentru că regizorul știe, da, ce elemente să folosească când pune în practică opera respectivă. Da? Știe ce fel de recuzită să utilizeze. Deci, în principiu, când avem indicații scenice, vă recomand să căutați elemente spațiotemporale. 99% dintre situații întâlnim la conturarea elementelor spațiotemporale, spațiotimp și, desigur, o caracteristică a unui personaj, Gheorghe, virgulă, nervos. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Avem și pentru membrii foarte multe clipuri, peste 35 de clipuri, doar 10 lei costă și 100 de lei costă și accesul la sesiunea de live-uri, cursurile live care vor începe în curând. Deci dacă v-a plăcut clipul, dați like și abonați-vă la acest canal să creștem, da? Vă iubesc!